Un deal de la marginea satului Isla din județul Mureș a fost împânzit de polițiștii pompieri, reprezentanții ai autorităților județene, membrii de instituții publice, liceeni și studenți. Folosim pentru împăduriri Gorun, Fag și Cireș, într-o schemă de 5.000 de puieți la hectar. Fiecare dintre dumneavoastră, ca instituții, au repartizate unul sau doi oameni din partea ocolului silvic, care vă va îndruma tehnic ce aveți de făcut. Acesta este instructajul primit de cei care au răspuns pozitiv la inițiativa instituției prefectului județului Mureș de a participa la o campanie de împădurire. Face parte din intră în fișa postului și acela de a da exemple pozitive. Am avut încă din luna ianuarie această inițiativă de a organiza acțiunea de plantare pe care astăzi o vedeți în desfășurare. Am spus și la început, vrem să dăm un exemplu. Sigur, suprafața împădurită nu va crește considerabil cu ceea ce facem noi astăzi, dar vrem să dăm un exemplu. Am intitulat-o generic Plantăm pentru sănătate, pentru viitorul planetei. Aducă-le tu, sa. De aici. Unde e? Șefii de instituții și-au schimbat pixul și cravata cu o lopată și niște cizme de cauciuc. Alături de aceștia și-au suflecat mânecile polițiști, pompieri, studenți și elevi care au dat o mână de ajutor în salvarea planetei. Am decis să lăsăm și noi o amprentă pentru viitorul planetei, să lăsăm o urmă în spatele nostru și să ajutăm la prevenirea încălzirii globale și la consumul exagerat de oxigen. Este foarte importantă grija față de natură. Și în programa școlară este prevăzută la biologie, la unele discipline, chiar la orele de dirigenție. Facem ore în care, activități în care conștientizăm tânăra generație despre importanța păstrării mediului înconjurător, unui mediu curat. Puieții au fost oferiți de către Direcția Silvică Mureș, care în această lună, dedicată plantării arborilor, desfășoară mai multe activități asemănătoare. Reprezentanții direcției spun că au un excedent de puieți, astfel încât toți cei care doresc să planteze arbori pot apela la instituție.